Nu mai stai unde vorbă, Virginia. Am zis. Sunt singură de acum. Da, sunt singură. Întotdeauna am fost singură. Nu știu dacă atent, acum sunteți prea mulți dintr-o dată. Vorbim pe rând și o să ne înțelegi. Ce vă voi încătine? Și nici nu vă auziți aici. Ce? Nu vă conesc, genul. Da, vorbim mergeți separat. Mă gândesc că poate dacă intram acum pe parcurs cum a intrat Moldo, poate aveam o șansă, nu zic că te cucerea. Dar mă gândesc că poate aveam o șansă. Nu ai de unde să știi. Bun. Virginia, întreabă. Eu mă uit la voi. Casting pentru Virginia. Casting pentru Virginia, da. Hai, Rebecca, fă-i casting. Hai, hai, fă casting. Te vreau să văd aici. Lumezi, păi da, dar n-ai cum să faci, că ei l-au picat. Noi l-am picat din prima. Păi am revenit și acum, noi. Poate acum, au venit, venit pregătiți acum. Poate au venit cu un update. Update, ne-am pregătit și am venit de cu exemplu, forțe proaspete. Tu ești de acord de cu tot ceea ce a făcut Alexandra? Nu. Eu n-am spus că ea n-a avut greșeli. Ea își recunoaște greșelile și știe ce a greșit. Ok. Ce ai greșit? Sinceră fiind, nu mai ești cu gage, acum asta e. N-am pus punct când trebuia să pun. Trebuia să pui, nu? Trebuia să fiu foarte asumat, să-mi asum tot, să văd greșelile și n-am făcut nimic. Și ce ai face acum, în momentul ăsta? Acum, în momentul ăsta, ce ai face? Sincer, am făcut, deja am venit aici. Ok, nu, lasă. Dacă ar fi să schimb acum, ceva... Acum. A, ce nu aș mai schimba nimic. N-am procedat bine și n-aș mai face la fel dacă nu-și mai întoarce în situație. Aș pune punct mai devreme okay. cu Gagea. Dar ai fost sinceră când ai venit la început și ai zis că chiar vrei să reiei o relație cu Gagea? Da. Da? Da. Tu nu o crezi? Nu. Eu dar pe bune, știu că eu tot timpul asta, ziceai că nu mă crezi, eu pe partea asta eu chiar o cred un pic. Dar nu poți să te crezi, Alexandra, pentru că privirea ta nu mi-e inspiră. Bine, dar crezi ce vrei, nu mă chinui să te convingi. Deci, dar nu trebuie să mă convingi, eu privirea atât de pătrunzătoare și de nu știu cum să spun. Nu, dar cu bune, sincer, chiar am venit bine și chiar îmi doream. Cum îți este inima? Care ți-e viața ta? Cum știi? Păi nu prea știu. Cum adică nu prea știi? Păi nu prea știu. De unde vrei să le știu pe toate? Păi înseamnă că nu te interesează. Ținând cont că noi în ultima săptămână n-am mai discutat deloc. De unde vrei să le știu pe toate acum? Păi și ce vrei să-ți spun acum? Ce pot să-ți spun? Nu știu, dar când te-am văzut că ai început să plângi ieri... Ce? M-a luat așa o stare ciudată. De ce? Nu știu, vrei să te mint că venea să te iau în brațe, dar am zis că cine știe ce faci, împingi cu mine pe acolo, mă dai jos pe scaunele alea. Serios. De ce ai făcut asta? Știu că Denisa ți-a fost aproape de fiecare dată, doar că na, nu mă așteptam să reacționez chiar așa. Pentru că nu nici eu nu m-am așteptat și îmi pare rău să știi. Era singura persoană care nu mai făcea să mă simt ok aici. Ce vrei să zic? Era singura persoană care te făcea să te mai simți ok aici? Da. Adică mi era alături. M-a ajutat mult să trec peste stări. Ciudat dacă spui că era singura persoană. Păi în rest am doar dușmani aici. În rest ai doar dușmani? Mai mulți dușmani, da. Înainte de venirea lui Patrick, ce comportament a avut Gagea față de ea? Da, da. Și ea era mereu acolo, prezentă. Tu mai ții minte un pic ceea ce a făcut Gagea când ea a intrat în casă? Cum s-a ferit, cum s-a tras și așa mai departe? Și ce? Păi noi nu știm exact ce a fost acolo. Păi nu știm, normal. De unde știi tu că poate ea nu a agafat ceva tare în trecut? Sau păi el? Eu nu am de unde să știu. Noi nu avem de unde să știm păi ce a fost spus, în trecut. Am și spus. Păi foarte greu că nu avem de unde să știu ce au făcut ei în afară. De aici ne dăm cu părerea strict. Păi cine își dă cu părerea? Toți și-au dat cu părerea și toți sunt de o parte. Eu nu sunt de nicio parte. Eu am spus că cu siguranță au greșit amândoi și că nu avem de unde să știm ce s-a întâmplat în afară. Da. Mie nu, uite, așa femeie serioasă cum s-a prezentat când a venit în emisiune. Da. Că îl vrea pe Gagea și dacă nu este Gagea, nu va fi nimeni. Și după 3 săptămâni să dansezi pe masă. Păi stai un pic.
Asta nu e corect, să știi. Dar eu nu înțelegeam că tot timpul de când am intrat tu mi-ai luat apărarea permanent și la un moment dat... Păi știu... Frate, tu mi-ai spus nu în față, nu știu ce, ai venit cu gagea, îți luai strugurile pe aici în gură, te pupai cu el, vă luați în brațe... În casa fetelor iar te-ai pupat cu el lângă Patrick. Și mi s-a părut că nu ai fost corectă. Și am zis, bă, fata asta chiar nu-i pasă deloc, frate, de mine. Adică, bă, eu iau apărarea, facem aia, facem aia, facem aia. Și ea pe bune mă aruncă așa la bunoi. Am greșit. Îți pare rău? Cine nu greșește? Am greșit. Bă, dar ce regrete are femeia. E nebună? Măi, ea abia de acum ai regrete. Se simte bine, frate, pentru că ea a închis cu gagea tot. Dar vreau să... Pentru că a ajuns în punctul în care a vrut ea. Da, foarte bun. Vine aici să facem foarte casting. Foarte bun. Hai că suntem la casting, întrebări. Eu nu prea mă simt confortabil așa la castingul ăsta. De ce? De ce? Tu vei exclusivitate, Moldo? Nu că e exclusivitate, dar îți dai seama. Și de ce nu te simți? Păi, dar stai puțin. Am deranjat de gagea? Acum... Ar fi culmea ce ai. Acum sunt pus într-o bulă de-asta. Nu, asta e doar în capul tău, credem. Așa era și la mine, la început. Ai impresia că toată lumea vrea să... Nu, dar ai impresia că... Băi, frate, fără niciun mișto, ai impresia că toată lumea vine doar să-ți bage săgeți. Dar dacă o să vezi tu vreo săgeată din partea ei, mea... Ei, nu, stai puțin, Moldo. Să știi că atât Bogdan cât și Gagea au avut-o pe Virgilia în topul lor. Nu s-a întâmplat nimic. Au intrat pentru ea. Nu s-a întâmplat nimic, deci da, știu, e clară situația. Bogdan tot timpul are replică. Mă amuză și pe mine că se întâmplă fix acum. Păi, universul, frate, lucrează. El de exemplu, poate avea sentimente pentru Denisa. A plecat. Eu aveam o problemă, mai mare problemă. Aveți reușit să-ți că vă plictisiți de aia? Faceți așa că vă plictisiți? Noi nu ne plictisim și nu reacționăm, nu ne batem joc de sentimente. Mă uitam în gală la tine ieri și mi-ai zis ca și cum, nu știu, mi-ai zis ce te uiți așa. Și ți-am zis că de ce n-am voie să mă uit. Păi nu știam de ce te uiți. Ți-am zis că îmi venea să, când am văzut că, când am văzut. Când am văzut că în ce hal ai ajuns să plângi, îți dai seama că nu mi-a căzut bine, nu? Au mai fost momente când am plâns și nu cred că te-ai interesat. E? Îmi dați voi? Hai, lasă subiectul ăsta cu gala. Te-am întrebat... care-i viața ta? Hmm? Cum ești tu, așa ca un moment de față? Nu știu. Nu știi sau nu vrei să știi? Nu știu. Ce simți? Nu știu. Comportamentul pe care l-am văzut la Gagea, până când să apară Patrick, mi-am imaginat, eu nu am de unde să știu cum a fost relația lor, dar oarecum am văzut cum acționează Alexandra și cum acționează el. Da? Așa. Și bun, din câte am văzut eu până în momentul în care să apară Patrick, pot să îmi fac așa o idee de cum au mers lucrurile afară între ei. Deci tu zici că nu au mers bine lucrurile, da? Da. Ok, de ce a venit pentru el înapoi? Pentru că ea a tras de el și am văzut și în momentul când a intrat aici, a încercat să facă să fie bine. Orice făcea ea, lui nu era bine. Știi cât m-ai făcut să sufăr? Nu cred. Îți poate trece prin cap așa ceva? Nu cred. Ba, îți spun eu. Și nu mă josesc să ți-o zic. Știu că nu trebuia să ți-o zic, dar am zis-o în gală. Că nu poate cred. Dacă tu auzi treburi din astea, te hrănesc și te fac... Nu mă hrănește. Pe cine te hrănește când sunt eu rău? Cum poți să spui așa ceva? Când așa am văzut. Când tu ești rău? Așa am văzut. Îmi zic că vezi prost. Tu crezi că eu am venit acum să stau să mă victimizez sau să vezi, domnule, să mă aflu eu în treabă cu ceva? Îți poți imagina cam cât de mult ai putea să faci un om să sufere în viața asta? Nu ți-am făcut nimic.
Nu ți-am făcut nimic. Dar eu ți-am făcut ție ceva? Multe. Ce? Chiar am stat să mă gândesc așa. Am pus în balanță și sunt foarte multe chestii nașpa. Dar de ce trebuie de fiecare dată tu să argumentezi doar că ești chestiile nașpa? Că uite, eu am stat și am pus în balanță și am încercat să mă uit numai la treburile frumoase. Nu mai zic, când iau telefonul și mă uit acolo la etichetări, deci nici dacă vreau să te uit cu forța, nu pot. Am Instagramul plin, frate, acolo, cu reel-uri și cu nebunii cu tine. Te-ai intrat vreodată acum, în ultima perioadă, păi, să te uiți acolo să vezi? Normal, că și eu sunt etichetată mereu în ele. Eu nu cred că te uiți. Cum să nu mă uit? Eu nu cred. Ba, mă uit. Și cred că le și apreciez.